Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, un nou derby, FCSB Rapid București. 31 de puncte pentru FCSB, ocupă prima poziție, în schimb ce Rapidul se află pe locul 3 cu 26 de puncte. Dar să nu uităm, ultimul meci aici jucat pe arnă între cele două echipe a fost un 5-1, acea în ultima etapă, într-adevăr, o etapă fără miză. Dar haide să vedem dacă astăzi FCSB-ul și-a revanșa aici pe arenă și reușește să învingă sau nu Rapidul. Eu sunt X-Breaker. Voi dacă vreți astăzi, să uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați canalului. Haideți să vedem ce e pe aici pe lângă stadion și după mergem pe teren să-i vedem pe băieți la încălzire. Vom merge la RoboKeeper, acolo unde cei de la Superliga au pregătit pentru fanii veniți astăzi la stadion, un concurs, cine reușește să-l învingă pe Robo va primi un tricou suporter fan FCSB. Haideți să vedem dacă și eu voi reuși să-l înving pe RoboKeeper. Sper să mă descurc. Uitați-i acolo în spatele meu unde se văd lumile cu alb, acolo-s băieții să tragă la poartă să-l învingă pe RoboKeeper. Hai să mergem și noi și să vedem cum ne descurcăm. Se pregătește Tudor. My brain feels heavy, my mind, and I'm so tired I can't feel my eyes. Whoa, whoa, whoa. Easebreaker. Ai văzut ce a făcut Tudor? Snap. Spune-ți toți, Easebreaker! Easebreaker! Easebreaker și Easebreaker și Peluza FCSB-ului plină. Urmează, probabil, să vedem și tribuna a doua plină, timp ce giuleșerii sunt primiși acolo la inelul 3. Thank you.
mai că m-am cum v-a zis. Curați-vă de fotbal. Și a început meciul. Nu pasă la FCSB direct. Opa, pericol, pericol. Ce tecling, ce tecling bun. Iată recuperare.
ceva probleme, dar avem și acolo rapidiști. Modificări, da, deja văd două modificări face Gigi, Gianlambus, Pintilii, cineva, nu știm exact cine, spuneți voi asta în comentariu, cine face schimbările astea la pauză. Haideți să vedem dacă FCSB are puterea să revină în meciul ăsta. Va fi o remontada, o vedea. Intră rotariul locului Companio, iese Lampard și intră Octavian Popescu. Și a început a doua repriză. Și aici ne așteaptă o coreografie, haideți să vedem. Thank you.
Steaua cu 66. Ce meci ne vom avea aici pe națională. Facem STB obligată să riște. Opa, opa, opa. Wow, scoate Târnovanul. Intervenția de Târnovanul. Nu putem să respirăm aici pe arenă. Spunea că va fi un meci interesant. Pentru că pe CSB trebuie să riște. Ah, e gata! E gata!
spune ce să facem. Cei de la FCSB, Octavian Popescu, dădea cu picioarele în panouri la acelea publicitare, în timp ce rapidiștii stau să-i prindă aici undeva, aici sărbătoresc alături de Peluza Giuleștean. Eu am fost Breaker. Dacă vă plac astfel de episoade și vreți în continuare astfel de vloguri, nu uitați să vă abonați canalul, să-i faceți neapărat clopoțelul, că altfel nu primiți nicio notificare, să dați un like acestui video și să-mi spuneți unde credeți că s-a greșit aici în meciul ăsta de partea FCSB-ului, de n-au reușit să obțină măcar un punct. Eu am fost Breaker. Până data viitoare. Toate cele bune. Pe curând.